roșu, grea și frumos, nu-i primar. Dar ăsta este grea numai numai, ăsta este primar de 20 de ani? Păi da. Acolo toți mănâncă așa? Păi nu că mănâncă, dar dacă ești plinuț, ai și suflet bun. Și la unii, țin la tine. Dar ăsta e secretul? De 20 de ani sunteți primar? Păi... Aș mai face o paranteză, că mă întreba niște primari în București la adunarea generală primară, că sunt și președintele primarilor pe județul Sibiu. Dar asta nu sunt consemnați. Băi, tot de redic, cum ai ieșit de atâtea ori? Trebuie să fii în mijlocul oamenilor, să te porți frumos cu ei, chiar dacă nu-ți convine ceva, n-ai ce face, ajută-i. Și eu am un secret. Ăștia stăteau cu gura căscată. Ce secret? Eu am doi vieri acasă. Și oamenii vin cu scroapele la vieri. Și atunci ați intră în curte, atunci poți să-i dai un par de țuică, un par de vin și nu-l iei bani. Alții iau câte 500, 500 de lei sau 1000 de lei. Dar eu nu iau bani. Așa, 100 de lei. Și atunci ăla te ține minte. Băi, stai că-l vorbesc. Dar de 20 de ani faceți asta cu literul. Și ce procentaj ați avut la ultimele alegeri? Am avut peste 60%. Bun. Da. Și toate până acum au fost numai un tur, dar celelalte 5 mandate tot din primul tur le-am luat. Să nu tăiați vierii. Dar păi, tot ăia? Pe unul l-am castrat și... Nu m-am împușcat tot trebuit. N-am putut să-l dea. Păi nu mai ieși, nu mai ieșiți peste 4 ani dacă ăsta ia vierul. Păi nu, că o să... Am o ofertă la București. Și las pe fiică mea în locul meu. Primăriță? Acum ai mai consemnat tot. Da, mulțumim. Ai văzut, nu consemnat ca pe ei. A zis că a spus.